moi și pufoase. Dar hello, am revenit Ciao. Cu secvența numărul 2, care va fi despre mâncare și dulciuri. Fac pancakes, ce zici? Da, fac ce provocare. Cică, da, haideți să vă zic, aseară. Iubita, de când nu mi-am mai făcut pancakes cu banane? Nu mai am zis așa. Nu sunt format, intonația și asta. Eram agitat că am obosit la exercițiile magice. Eram agitat oricum. Da, băi, deci, începem acum alt vlog, da. Dar, mai întâi de toate, vrem să vă mulțumim tare mult. Am ajuns la 500 de abonați astăzi. Mulțumim, deci, dragilor, să ajungem la 1000. Mai avem nevoie de încă pe atât ca să ajungem la 1000, să puteți mai face și noi una alta, adică cum ar fi un live de pe telefon, o mai multe chestii. Și vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile de la clipul. Astăzi am postat practica din marți, când bănuiesc clipul ăsta, voi o să vedeți joi sau ceva de genul. Am postat astăzi prima secvență, cea cu sportul. Extraordinar sunteți, am primit o grămadă de comentarii, dar vreau să-i citesc lui Mihai niște comentarii. Stați așa să-mi iau telefon. Mami, fii atent aici. Reacții în direct și în reluare. Am zis că nu îți zic până nu... Deci, am niște comentarii extraordinare. Bine, pe lângă astea, măi simpaticilor, m-am distrat maxim cu voi, de la Ioana, Cătălina, Maxim, ne place, hai cu Mia, de la Nela, bună, așa, dar, uite ea. Bună. Am două, adică mulțumim tuturor, dar vreau să menționez neapărat... două comentarii. Una de la Cercul Pătrat, de la Lavinia. Cică, Doamne ferește cu bărbații ăștia când fac sport acasă. Mihai merge ca Spider-Man, al meu merge ca ursul. Dacă deci, astea sunt exercițiile care arată ăștia marii profesioniști ai secolului 21. Uite, Cristina Moise, Doamne ce am mai râs. Sunteți nebuni, în sensul cel mai bun de sigur. Adică și în sensul altul. Citesc toate comentariile pentru că vreau să... să vă mulțumim că asta era și ideea, chiar să vă distrăm și să așa aducem energie pozitivă în perioada asta de răstriște. Uite, și fii atent. De la Delia Alexandru a primit un comentariu. Fii atent aici, ăsta este comentariul comentariilor. Nu vă urmăresc de mult, dar îmi sunteți foarte dragi. Statul acasă e mai plăcut cu voi. Și apropo de giveaway, puneți ca și premii hârtie igienică, făină, drojdie și cu siguranță vor participa și mai mulți. Te așteptai la asta? Nu. Te-ai gândit la giveaway-ul ăsta? Încă nu. Da, ia. Orice idee așa, e binevenită. Pupiți și îmbrățișări de la moldoveancă din Timișoara. Hei, hei. Să trăiești și eu la fel. Tot moldoveancă la Timișoara. Da, și eu, na, i-am răspuns că mulțumim, dar nu ne-am gândit la asta. Și eu zic că faceți un anunț și vedeți și repede ajungeți la 1000 de urmăritori, mai ales în perioada asta. Deci, și am, îți dai seama, și ieftin am ajunge. Hârtie igienică. Nu mai găsești? Asta e, trebuie să o cauți. Asta e mai rău. Da, uite, de la Alina Vaz, mi-a plăcut mult primul episod, la cât mai multe dragilor. Și am mai primit, deci chiar am primit la, cred că recordul de comentarii pentru, într-un timp atât de scurt. Mulțumim pentru uite, comentarii. Uite, avem 30 bine cu tot cu răspunsurile mele, dar oricum. Da, mulțumim, te bucurăm super mult, mult că... Dați acolo, nu vă sfiți. Da, și ne bucurăm că... Stai, eu nu știu dacă m-am făcut spre acum. Ai avut. Ne bucurăm că ați prins ideea cu clipurile astea din seria asta de clipuri. Gata. Hai că am vorbit destul acum. Deci, prima dată bag un aspirator, bag un dezinfectat pe jos și după aceea Mihai bag un somn, că așa se laudă. Trebuie să pun la spălat. În fine, chestii de genul ăsta și după aceea mă apuc de... O rețetă de cartofi la cuptor pe care am găsit-o eu, nici nu mai știu de unde ea, știu că am scris și a făcut în telefon. Trebuie să-i pun lui Mihai mortăciului de pui la cuptor. Așa, și să fac pancakes-urile alea cu banane, care e super, super simplu de făcut și rămâneți ca să vedeți rețeta. Exact. Revin. Băi, deci m-am închis aici în bucătărie ca să nu deranjez pe Mihai. Deci eu nu mai pot cu vasile astea. Deci trebuie să găsim neapărat o soluție. Astfel încât să ne cumpărăm o mașină de spălat vase. Nu știu unde naiba să o punem.
normal ar fi trebuit aici, dar avem mașina de spălat, frigiderul nu avem cum să-l mutăm, deci nu știu ce soluție am putea găsi, dar trebuie să găsim neapărat una, că nu mai suport să spăl vase, deci pur și simplu cuveta este așa plină. În fiecare dimineață, în fiecare seară. Nu știu, frate, nu înțeleg cum facem, cum nu pot să-mi dau seama. Da, și acum, mai întâi de toate, mă apuc să spăl vasele. Băi, deja o să zic că atâta de mult mă spăl pe mâini cât am mâinile. Nu știu dacă se vede, dar la toate monturile pe aici, se vede la mâna asta mai tare, cât roșie. Deci pe la toate monturile mă ustură de nu mai pot și mă dau cu cremă continuu, frate, și folosesc săpunul din astea mai blânde. Deci nu mai pot. Mâinile lui Mihai, vreau să zic că sunt și mai și decât ale mele, deci ale lui praf și pulbere. Oricum erau dinainte să înceapă nebunia asta și acum arată horror, dar asta este. N-avem ce face, trebuie să ne spălăm pe mâini. Da, deci eu mă apuc de treaba asta. După aceea mă apuc de cartofi. A, apropo, m-am uitat la rețeta de cartofi. E o rețetă de alu prăjiturela. Nu știu. Deci mai știu că am văzut la cineva pe Instagram și avea link din ăla de swipe up. Și am dat și... nu știu cum se cheamă, cartofi la secundă sau nu știu exact cum, dar mi-am făcut aici screenshot și am rețeta și o să vă zic și vouă și chiar super curioasă să văd cum ies, pentru că la tipa de pe Instagram la care am văzut... Oh, arătau delicios și asta am văzut acolo o săptămână și atunci asta numai cu gândul la cartofii ăștia. Așa că mai întâi spăl vasele și după aceea ne apucăm de pancake, de tot, pentru că e super fain afară și eu zis Mihai că mergem în spate să băgăm ceva sport. Gata, am început cu pulpițele, le-am pregătit. Astea de aici sunt ale mele, restul ale lui Mihai, eu mănânc condimentat, el doar cu praf de usturoi și sare. Și le băgăm la cuptor și aici am pregătit ceva pentru ăla cartofi și o să pun mai dedesubt. Hai, ne apucăm și de cartofi imediat. Așa, deci prima și prima dată zici că trebuie să spălăm cartofii extra, mega, ordinar de bine. Să-i spăl așa cu apă caldă. Și să-i simți bine pe ei, pentru că trebuie să-i folosim cu tot cu coajă. Așa, acum zici că trebuie să tăiem în 6 cartofi, așa că o dată în 2 și după aceea fiecare jumătate în 3, deci cam așa trebuie să fie. Eu ca și cantitate de cartofi am pus dublu acum pentru că vreau să am să iau și mâine la lucru de asta, sunt așa mulți. Deci, acum, cică, după ce i-am tăiat așa, trebuia să-i și spăl înainte, dar n-am citit cu atenție aici. Și trebuie așa, să-i punem într-un bol încăpător și să turnăm untul, nu amunt, da, uleiul și oțetul. Și după aceea să amestecăm bine, adică ulei ar trebui, aici scrie 3 linguri de ulei din măslin, adică eu trebuie să pun 6, pentru că, deci acolo scria 4-5 cartofi rețeta și am pus 10, da, de asta... 11, nu știu cât am pus. Deci trebuie să punem așa vreo 6 linguri de ulei. Și... ia să vedem... unde mi-a scris oțet? O lingură de oțet. Eu n-am decât oțet balsamic, dar cred că n-am nicio treabă, mă gândesc. Trebuie să pun 2 linguri din asta. Că după aceea explică cu oțetul ci că îi face să fie ei crocanți la exterior și pufoși în interior, n-am înțeles exact. Deci 2 din asta și acum ci că trebuie să-i amestecăm bine. Așa, trebuie să mai punem acum o lingură de mălai, adică de fapt trebuie să pun 2 linguri de mălai, pentru că totul era dublu. Stați așa să văd cum să fac, să nu torc prea mult. Două linguri. Perfect. După aceea mai trebuie așa o linguriță de sare. Adică trebuie să pun 2 lingurițe de sare. Am din asta așa eu.
oare același lucru? Nu știu. Dar pun oricum mai multe, pentru că mai jos scrie că trebuie să pun și delicat. Și eu delicat nu mai folosesc și n-am mai cumpărat. Așa. O lingură de paprika. Jumătate de linguriță de paprika, scuze. Jumătate de linguriță de piper proaspăt. Jumătate de linguriță de praf de usturoi. Perfect. Hai, adaug toate alea la ochi, cum îmi place mie cel mai mult. Am așa, eu am boia de ardei. Era o linguriță aici, da? Ați înțeles. Praf de usturoi, tot o linguriță. Și piper, tot o linguriță. Așa, amestecăm iar acum. Acum o să răstorn cartofii în tavă. Am mai pus niște ulei, că după aia am citit acolo că scria că dacă nu folosești unt, să folosești cantitate dublă de ulei. Și zice cartofii să fie întinși așa, să nu fie făcuți grămadă. Și după aceea îi punem la cuptor la 200 de grade, 20 de minute, parcă ceva de genul ăsta. Hai să vedem. Haideți, vă mai prezint acum și rețeta de pancakes-uri. Și v-am lăsat pe seara asta pentru că am făcut destule. Mihai doarme și acum, ceasul e 7, nu m-am dus să-l trezesc. Deja nu mai poate să mă ia să fac că s-a întunecat aproape, dar mai contează, lasă în pace, trezește el. Deci, aveți nevoie așa de banane. Puteți face dintr-o banană, din două, din trei, eu le fac pe astea trei pentru că pe astea le mai am în casă. Neapărat să fie așa, adică foarte coapte, dar nu stricate, nu stricate. Asta doar că să fie bananele foarte, foarte, foarte coapte și o să vedeți imediat de ce. 3 ouă, eu de obicei pun o banană nou, cam așa, și niște făină. Și astea sunt toate ingredientele pentru pancakes. Deci atât de simple sunt și de buni, și mai ales dacă aveți copii. Deci sunt niște pancakes-uri proteice super, super faine. Să le încercați. Deci chiar le recomand, mai ales pentru micul dejun, super. Hai să vă arăt cum le prepar. Facem în felul următor. Punem aici bananele. Toate. Și după aceea o să vedeți că le pasăm cu furculița. Așa. Și acum cu o furculiță. De asta v-am zis că trebuie să fie foarte bine coapte, pentru că dacă sunt verzi sau așa, nu puteți să le pasați. Dimineața? Chiar acum ziceam că nu te trezesc. Băi, copile! Dar ce să-ți fac? Mă trezești, păi ce să faci? Că-o veni Mihai, l-au zis, nu? Da. Îți fac pancakes-uri, bebelușule, acum te-ai trezit, imediat îți dau și din mâncare. Să nu mai închide ușa, că intră miros în casă. Așa, acum punem ouăle. Ce mai vrei, mă? Cana. Da. Ei, cana ta. Am spălat-o. Uite-a de aici, alta. Să-mi dai cana mea. Ia. E tot data asta. Mulțumesc. Cu plăcere. Hai să terminăm aici, că a fost întrerupți. Așa. Ah, am scăpat aici. Așa, acum mixăm bine, 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 bine tot aici. Bineînțeles că puteți și să pasați cu un din ăsta, cum îi zice, un mixer sau, dar mie îmi place mai mult așa, pentru că mai rămân și bucăți de banană așa întregi și sunt faine. Și acum făină pur și simplu puneți la ochi așa cât să simțiți aluat un pic, că e legat, știți? Adică nu e... Eu asta n-am nicio cantitate la ea, adică pur și simplu astea mi-or veni mie așa în cap să le fac, nu am găsit rețeta undeva sau habar n-am, nu știu, pur și simplu. Și le fac așa de ani de zile. Și de asta totul este la ochi, nu am nicio rețetă. Bineînțeles că puteți să puneți puteți să puneți esență de vanilie, puteți să puneți o grămadă de chestii să vă iasă aromate sau... Da, o grămadă de soluții puteți găsi în funcție de ce vă place. Și noi de servit le servim cu... sunt foarte bune ori cu dulceață, să le mâncați,
Ori cu lui Mihai îi place foarte mult cu miere de albine să le mănânce. Și așa le și mănâncă el dimineața cu miere de albine. Cred că făina cam asta e toată și ajunge. Ia să vedem. Deci cam așa să fie compoziția, nici prea tare, nici prea... Na, să fie așa cât de cât ok. Acum am pus aici o picătură de ulei. Și o să se încingă. Așa, și când s-a încins tigaia, începem să punem... Ah, ce am făcut! Și cred că mai mergea și un pic de făină în aluat, să fie un pic mai tare. Da, e ok și așa. Am mai pus aici niște făină, deci cam așa, să fie un pic mai... mai gros aluatul. Nu știu dacă focalizează. Ia. Deci să fie un piculeț mai gros aluatul. Și acum, după ce astea s-au făcut astfel încât să le putem întoarce, le întoarcem, le mai lăsăm un pic și pe partea cealaltă și gata. Am avut de mâncat. Haideți să vă arăt și cum sunt în interior. Super moi și pufoase. Ia uitați. Deci cam așa sunt. Vedeți? Super, super moi, pufoase și umede așa de la banană. Arată foarte bine și vă promit eu că super gustoase. V-am zis, cu dulceață sau chiar așa simple, super faine de mâncat. Cam așa arată și cartofii noștri. Am scos acum de la cuptor și cu siguranță cred că sunt... Super fain. Și într-adevăr se vede că înăuntru, vedeți? Ia uitați ce pufoși sunt înăuntru. Da, super, super fain. Și gustoși. Deci eu vă recomand să încercați rețeta. Că chiar e delicioasă. Mamă, deci atât de moi sunt înăuntru. Ia uitați cum se desfac. Da, dacă v-ați și aș și fi în cadru, ar fi perfect. Ia uitați, deci e super, super pufos și înăuntru, da. Și gustoși. Deci vă recomand să încercați rețeta. Încă o dată, dacă n-ați înțeles de la mine, intrați pe blog la Prăjiturela și o găsiți acolo. Hei! Gata, aici se încheie și vlogul nostru de astăzi, adică mai mult pe mine m-ați văzut, pentru că Mihai, ce să vă zic? O căutat astăzi mititelul ganterei și n-o găsit. Deci n-o găsit. Deci s-o termina și ganterele în Timișoara. Jur să mor eu. Face sport. Cornebunii toți. Da, deci au fost la Decathlon, la Auchan, la unde mi-ai fost? Da, nicăieri. În orice, pe orice intru, în Timișoara nu sunt disponibil, în alte părți, da. Deci nu sunt gantere, că acum se uită online să vadă exact, deci nu sunt gantere. What the fuck ia eu? El inițial s-o spune la Decathlon, că o să sigur la Decathlon găsești, da, da. Ciu-ciu. Nu se pot cumpăra online, trebuie să rezervă un magazin, dar nu în Timișoara. Da. Asta este. Bine, dragilor, sperăm că v-a plăcut și episodul nostru de astăzi, și adică este. Secvența cu rețete și ne vedem, nu știu, vedem noi când. Și vedeam-o domani. Ciao, pupici, fără mi-a italiană. Scăpat. Mi-a scăpat. Fără. Scuzați. Ciao. Sorry. Ciao.